Așa cum am văzut săptămâna trecută, între Irina Dima și Sabrina s-a iscat un conflict în urma disputei dintre băieți și Roberto. Cât trăiesc, eu nu mai vorbesc cu oameni care mă bârfesc pe la spate. Dar ce-i rău în a fi încrezut, Dima? Nu, care mă bârfesc, nu e de asta. Dar de ce? Eu am crezut, tu singur, tu ești narcisist, ești, n-am încrezut în sine. Dar nu te mai băgat în toate discuțiile pe voi, de ești peste tot, dar mai respiră. Nu ți ajunge oxigenul. Ia nu te mai băga. Vezi că vineri decolezi. Foarte bine, abia aștept. O ridici, Dima, o ridici. N-a reușit până acum și acum a trebuit să... Exact, îmi dă impresia aia de un pește din ăla care simte malul, știi? Ai văzut cum se zbate? Dar tu nu vezi câte vocale a fost săptămâna asta? Și peste tot și în toate. E ultima carte care trebuie jucată. Iar într-una din emisiile Mireasa de acum câteva zile, Hatijei lua apărarea Irinei. Dar înainte de toate să nu uităm că ar trebui să fiți mamă și nu numai cu copilul dumneavoastră. Aici îmi scapă ceva, pentru că doamna Loredana și cu Hatige 3 luni de zile au stat înlănțuite acolo. Pe canapea. Da, ca să atacă. Condamnat comportamentul ei cu Roberto, nu mai salută, nu mai vorbește, a uitat cei 7 ani de acasă. S-a uitat tot. Doamne ferește, bine că i-aveți dumneavoastră, doamna Loredana. Aici am învățat că să-mi apreciez mai mult mama. Foarte bine, apreciază-o. A venit să-și ceară răspuns de la toți concurenții numele tău. Vai de capul ei, săraca. Vai de capul dumneavoastră, da, nu de mama mea. Să-și ceară scuze pentru tine la 30 de ani. De capul să vină mama să-și ceară scuze la 30 de ani. Dar dumneavoastră ce faceți cu fiecare în parte? Și eu aș vrea să vină mama mea să-și ceară scuze la toți concurenții. Dumneavoastră ca mamă vă certați cu fiecare concurent în parte. Și conflictele doamnei Loredana parcă îi afectau oarecum și pe Dani și Diana. Tu cum ești? Eu sunt bine. Deci dacă s-ar întoarce toată casa, toată. Nu, dar asta a fost capcana care ți-a luat-o. Ce capcana? Că erai sigur că... Nu, așa am crezut eu, nu-i numai capul. Pe tine te-a jignit? Ai fost jignită? Aud, pe la colțul lucru despre tine. Nu e problemă. Nu mă gândeam să mergem să vorbim, dacă e să facem pace, să stăm liniștiți. Nu ne place, nu nimic, dar dacă e să vorbim să... E ca. Ai vorbit ceva cu vreuna din ele? Am vorbit atât, de păcat. Cu cine? Cu amândouă. Așa, și? Am zis că cu mine n-au nimic, nu știu ce. Așa, vreo... Și am zis că nu mă bag în nimic, atâta timp cât rezolvă lucrurile cu respect. Și că, na, faza cu care te bucurai tu. Așa? Asta am zis că, na, ți-am zis că nu fost ok. E prima dată când o să mă bucur că este cineva din casă. Cum te-ai bucurat pentru Alisa de 5 ori mai tare, mă bucur. Dai, măi, dacă vrei să mergem și așa, facem pace și... Da, vreau să mergem la Antena Play, ne cerem acasă, să nu vă mai votez susținători. Dani avea însă altă propunere de soluționare a întregii situații. Eu o să mă duc să vorbesc cu Irina și cu Atici și cu Mihai, gen. Să vorbesc cu ei, vreau să fie pace. Ce-ai greșit tu? Stai puțin. Așa, na, s-a simțit și a rău când am plaudat, am vorbit despre ea. Da? Vreau și o goarnă, frate, bine, da, da, ca pe stadion, știi? De Irina am înțeles, dar restul? Vreau vreau să meargă și să mergem în liniște, că... Eu sunt ok. Păi și n-a zis nimic de rău de mine? Ba da. Ție? Nu. Au zis că Irina cu tine are treabă cu faza aia, care... O înțeleg într-un fel, adică reacția ta... Normal, aia și eu am înțeles. Păi dacă pleacă, fai, eu am zis, a fost nașpa, pentru că ți-am zis, dar și eu, acum rămâne și ce? Ea nu ți-a făcut ție nimic personal ca să... Ce ți-a făcut? S-a băgat în discuții, dar... Și cu mama, că a încercat să o bage în jocurile alea acolo cu băieții, e ok? Adevărat sau fals că doamna Loredana bagă mereu cuțitul așa să facă intrigi? Dacă simți nevoia să te duci să-ți ceri scuze la Irina, fă-o. Zi, taule, hai să vorbim. Ce? Zi ce ai și tu cu mine, că nu-mi place, nu-mi place tine. Asta e, ce am făcut, am făcut, ai făcut și tu și eu, dar nu. Mai eu ce ți-am făcut? Hai să începem cu asta. Bun, mie nu mi-a plăcut, sincer. Ai văd, noi când sunt aici, niciodată nu ne-am certat sau am vorbit noi de ciudat. Niciodată. Dar mie nu mi-a plăcut, sincer, atunci când mereu te băgai în discuțiile alea cu mine. Adică simțeai nevoia să iei apărarea lui Roberto, dar era doar o discuție între băieți. Atunci când ai crezut că eu am venit de afară și le-am zis lui Dima și Sabine, a fost mama, atunci pe canapea și de fiecare dată când încerci să te bagi în discuțiile când vorbesc cu băieții, eu nu m-am băgat în discuțiile tale când te certai cu fetele. Dar de ce apoi că te bagi? Eu doar spuneam eu... ce văd. Adică da, eu te-am jignit, ți-am spus ceva urât, ți-am spus o părere urâtă despre tine vreodată? Da, i-am spus.
Despre tine ceva? Da, în filmuleț cu junghi, cu nu știu ce. Eu am vorbit la adresa ta, așa. Stai, stai, nu te-ai înjignit. Știi cum mă simt eu pe mine? Ca atunci când se pune un junghi, respiri. Nu poți să tragi tot aerul în plămâni, așa, când vei să respiri și mă înțeapă ceva. Nimic nu te-ai înjignit personal. Se-ți bate ca peștele pe usca, frate. Ok, ce face mama? Face mama. E trevoie, știi? Adică nu, eu cu Diana cel puțin, am mereu am stat deoparte, știi? Vreau să-ți spun că nu am absolut nimic cu Diana și Dani. Nici o secundă și chiar îmi place de voi. Și mai ales cum eu am spus și Diana, că eu mă întristez pentru că ea se afectează de la chestiile astea. Eu ce am cu doamna Loredana? Cum ar și ea cu mine, înțelegi? Nici eu nu mă simt bine când știu că maica mea e atacată. Nu pot să stau așa și să ascult și am tăcut. Eu vreau să-mi cer scuze pentru asta, pentru ce am făcut eu până în gală, gen ce am discutat. El am supărat. Mie îmi trece, după o zi îmi trece, dar nu vreau să fie tensiune. Și, într-adevăr, sunt fer convins că luni se va arăta că tu ai vorbit urât despre mine. Nu o să mă deranjezi. Nici o secundă n-am vorbit. Uite, vezi, ferm convins. Știu că te-a deranjat și am văzut că ai bătut din palme, uite că a rămas junghi în casă, mă rog. Eu nu îți promit că nu o să mai am ieșiri cu doamna Loredana. Nu vreau să te mint. Adică, ok, în primul rând rezolv cu mine și cu Diana. Nu o să vorbesc niciodată și nu o să mă duc să-mi cer scuze de la niciun om, absolut. Când tu vorbești despre mine urât, se-ți bate ca pești. Eu ironizez prin casă de chestiile astea. De voi absolut și n-am spus niciun cuvânt de rău de tine, că gen vroia să plec. Nu, eu am zis doar... Am fost maleficentă și am aplaudat. Eu îți promit că ea nu o să-ți mai zică, nu o să auzi tu că vorbești ea cu cineva sau cu Diana sau cu cineva despre tine. Dacă vrei să faci tu la fel, în schimb, să nu mai vă ironizați sau prin live să începe să vă atacați, se vede și urât. Eu am încercat să mă înțeleg cu asta. După ce m-a rănit, după ce m-a supărat, dar eu nu făcându-i nimic, sunt într-o zi proastă. Și plâng din orice. De ce plâng? Păi de ce plângi? Păi de ce plângi? Îi spune, de ce ai plâns? De ce plângi? Că eu de asta am venit, să vorbesc cu tine ca să nu mai existe nici plânsete. Știu că e greu și ție e greu aici. Crede-ne că și nouă nu e greu. Ce am plâns azi? Eu cred că înțeleg. Am plâns ziua azi. E un caracter mai vulcanic. Și eu pot să fiu, și tu poți să... Dar eu de asta vreau de la tine. Măcar una să renunți. Eu am venit la tine. Eu, bădita mai om, am venit să-mi zic că îmi pare rău pentru cum m-am comportat. Asta e, nu mi-e rușine. Dacă găsim o soluție... Uite, dacă ea a venit în competiția asta, să te susțină pe tine, să fie lângă voi. Nu, ea n-ar trebui să implice în absolut nimic mai mult, înțelegi? Hai să încercăm să fie. Păi eu am venit să vorbim da, de înțeleg. Noi doi, primul rând, și pe urmă să vedem înțeleg. Dacă putem să facem ceva și în partea cealaltă. Nu, îți promit că o ignor, nu-i mai zic nimic, cum nici nu-i ziceam. Și Dani povestea mamei sale despre armistițiul la care ajunsese cu Irina. Deci n-ai cum să scoți la cap. Fiecare crede că are o parte de vin, la fel ca la mine și cu Robert. Și am rugat și pe a frumos, că nici să nu vă mai uitați una la altă. Da, eu nu mă uit la nimeni. Și așa am zis, mai bine să nu vă vedeți deloc, să stați așa. Știu, de acum i-am explicat că din gală evităm. Din gală, de atunci mi-e părinte. Irina, ai prăjitură. Eu nu mă băgăseam cu nimeni. Bun, și-am explicat, fără discuții, fără ironii, fără altceva. Faci niște discuții fără sens. Dar nu face nicio discuție, încearcă să regleze eu anumite lucruri. N-am dat curs o singură dată la nimic. Păi bun, și asta evit, să nu mai fie nimic. Nu, te duci tu să te bași ca mosca lapte, să-ți gândări că ți-a venit ție, nu știu ce. Tu te-ai dus să-ți ceri scuze pentru reacția ta din gală și atât. Sunteți rea, știu. Păi liniștiți-vă. Vreau să fie liniște, tot. E, da, bine. Dacă vrei liniște, trebuia să stai acasă. Așa, spune Dani, care a fost intenția ta? Să fie liniște în casă. Sâmbătă am auzit că și Diana a plâns. Am văzut că toată lumea e tensionată, toată supărată și cum am pus să stăm două luni și jumate în liniște de când sunt eu aici, încerc să poate reușim să stăm în continuare, fără ironii, fără vorbe, cum cot și așa. Dar când? În ce moment s-a stricat liniște? De când a început scandalul cu Robert. Practic, de câteva zile, de săptămână? Cam de atunci, cam a început să fie o tensiune. Așa, atunci ai simțit-o tu. Mă mut acum pe flancul stâng. De când simți așa o tensiune, Irina, doamna Loredana? Fix între voi două, mă refer. Știm cu toții că am avut un conflict cu doamna Loredana când a fost. Tot eu m-am apropiat și mi-am cerut... Te rog să-mi amintești.
Am pus o întrebare la jocul adevărat fals. L-am întrebat pe Dani. Dani, adevărat sau fals? Acum mama care bagă bățul? Nu, mai înainte. Am întrebat adevărat sau fals că ai vrut să o săruți pe Denisa. La care doamna Loredana de la o întrebare, în live, ca vulcanul care ai rupt, că ce înseamnă că ai o pasiune pentru Dani, îți place Dani, că eu am întrebat, te baci, că nu știu ce. Și după afară mi-a zis, ești un zero barat, ești un nimic, faci videouri pe TikTok, cât mai dezgolită, cât... O întrebare am zis. Și tot eu, trecând o săptămână, tot eu am vrut, m-am apropiat și m-am cerut scuze. Eu scuze mamei tale. Da, ok, n-am știut de asta. Am zis, mi-a spus doamna Ana că și-a cerut scuze la Antena Play de la mama mea pentru asta și am zis, mulțumesc că v-ați cerut scuze. Doamna Redana, mai sunt așa de mâini. Eu nu sunt așa, de fapt. Aici am avut o ieșire. Eu nu sunt așa, eu nu sunt așa. Voi v-ați împăcat. Da, dar punând încă o întrebare, gen, de ce v-ați dus să spuneți că vă faci Roberto încrezuți afară Sabrina și Dima și Dani cu Daniel au venit așa să cer socoteală pentru un cuvânt? Ați spus, băi, tu asta mi-am amintesc, da. Da. Și am spus asta, la care iar doamna Loredana a început cu peștele pe uscat, că dialoguri intime duci, că nu știu ce. Adică, eu pot să pun o întrebare, dar nu jignesc, nu mă duc mai departe, nu spun niște chestii urâte. Și doamna spune. Stai puțin, că vreau să înțeleg. Doamna Loredana, vă simțiți provocată? Da. Păi, în cazul ăsta, problema e cumva la dumneavoastră, că ea nu simte că... Da. Eu mai aud, ar face ceva. Eu mai aud și ce nu înregistrează camerele. Asta adică, e ceva ce n-am văzut? Ca să înțelegem, ca să nu păreți dumneavoastră flamboiant așa în reacții. Nu contează. Păi contează ca să înțelegem contextul, pentru că, într-adevăr, dacă lucrurile stau așa, din afară se vede că explodați aproape pe nimic. Asta e. Ce ați văzut în afară de deci ce a văzut camerele? Deci, camerele nu au înregistrat și nu au prins. Dar poate nu știm, spuneți în momentul că noi mai și arhivăm, poate. Adică, de înregistrat, se înregistrează tot timpul. Avem practic... A fost și faza cu jocul, când ea stătea și își făcea, maică mea își făcea icoana aia acolo, ce își făcea acolo în lumine și era jocul... Pentru că eu văd așa și am vrut să văd mai bine cineva ca mine. Nu trebuia să incluzi numele ei, te-ați spus că ați voi între voi, acolo ți-am spus, ți-am zis ție afară, nu trebuia să incluzi numele ei, trebuia să vă evitați, ca să evităm scandalul. Dar doamna Loredana poate să includă pe toată lumea. Unde? Un exemplu? În discuții. Care discuții? Cu Julia. Pe cine? Și la pe Irina. Că Sabrina zis așa, că l-a zis așa, că l-a făcut așa. Deci, da, dar am dat un exemplu. Am dat un exemplu și de-aia am fost. Am zis, poate dacă acolo putem să ne evităm să nu ne mai uităm nimic în un lat, ca să evităm discuțiile de genul. Și reacții la provocări, nu știu dacă le are doamna Loredana sau Irina. Și când ați luat sacoșa din casa băieților să mi-o aduceți de la Mihai, ați venit cu o față, ai auzit ce ți-am zis? Cum ți-am zis ridicat? De două ori sacoșa păi, dacă de eu nu v-am auzit, nu de la Mihai. La mine. Dar n-am țipat. Nu știu ce să vă. Asta e de astăzi? Nu, de vineri. Mi-a trimis Mihai sacoșă cu borcane, i-am adus-o, i-am pus-o jos, zic, e de la Mihai. Și cum nu mă bagă în seamă și nu răspunde la absolut nimic, am zis, ai auzit ce am zis? Dar n-am țipat, n-am zis, să fiu sigură că a reținut că sacoșa e ei. Poate nu v-a auzit. Păi asta am zis și eu. Nu are nicio importanță. Dacă n-a auzit, de-aia am și repetat întrebarea. Puteam să o las în bucătărie acolo și să nu zic nimic. Da. Știi cum e? Acum, dacă a făcut un comision, chiar dacă tu nu vorbești cu un om, spui ok, da, mersi, da, ceva. Trebuie... E, nu, mersi nu sau ceva. Nu, asta nu se spune. Dar măcar zic să fiu sigură că a auzit că e plasa pentru ea. Că dacă nu mi-a răspuns, ok, lăsați-o acolo sau ceva, orice. Zic să mă asigur că știe. Dacă vă auzeam, vă răspundeam. Cum am zis, ok, nu era nicio problemă. Nu am auzit. Și atât, am întrebat de două ori. Nu, n-am țipat la copilul dumneavoastră. Putem să cerem material să vedem dacă am țipat sau nu. Îl căutăm. Ce zice, Antonio? Săptămâna mare. Fierbele de aia. Pe bune, că eu... Mie mi se pare foarte frumos gestul lui Dani. Serios. Că presupun că nu i-a fost nici lui ușor. După gestul acela, da, și al tău sfidător din live, în care te-ai întors vineri și ai aplaudat. De fapt, la cine te uitai? La doamna Loredana sau la ei? Că nu...
Că Dania a vorbit în filmul, abia aștept să aplaud. Că a, ok. Practic, tu l-ai sfidat pe el și el, cu toate astea, a simțit nevoia să vină la tine și spune, uite, hai, dar realmente n-aveți nimic de împărțit. Da, jur. Da, da. Corect? Da. Chiar deloc. Asta am și spus, niciodată n-am avut nimic de împărțit de când sunt aici. N-am chiar nimic. Și atunci mă întorc un pic și spre doamna Loredana și cumva fac apel și la înțelepciunea dumneavoastră ca mamă. Păi aia i-am zis, nu avea rost să meargă să vorbească cu Irina despre mine, pentru că noi oricum ne ignorăm. Noi oricum trecem una pe lângă alta, n-avem nicio problemă una cu alta. Dar nici asta nu e ok, oameni buni, nici asta nu e ok, nici ce se întâmplă între dumneavoastră, nici ce se întâmplă între dumneavoastră și Hatice. Eu n-am nimic nici cu Hatice, aceeași casă. Ce o să faceți? Pe bune, uite, duminica e masa de Paște. Stați aici la masa de Paște, ar trebui să fie liniște, să fie înțelegere. Suntem 21 sau cât suntem de caractere. Nu putem să rezonăm toți. Așa este, dar măcar puteți să fiți civilizați și să răspundeți, să vă dați bună dimineața, să ciocniți un nou și să spuneți, Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Asta depinde de fiecare. De fapt, asta este exercițiul acesta al iertării, al, cum să spun, a fi mai bun. Și asta înseamnă, te întorci către un om căruia nu-i vorbești, dar lași tu de la tine, lași tu de la tine. Oameni buni, nu plecați de mână de acasă, vă promit. Deci vă promit. Știu. Fiecare pleacă unul într-o parte, altul într-o parte. Mulțumesc.